Bună dimineața! Eram aseară pe câteva clipuri, mă uitam pe YouTube și erau indivizi vechi, noi, nu știu, vorbeau despre spiritualitate și duceau discuțiile că spiritualitatea înseamnă să fii total aici și asta e tot ceea ce contează, că există doar aici, acest moment intim, unic, din prezent. Ca și idee, dragilor, acest moment intim și unic, prezent, este tot mental. Este un mental pur, dar este tot mental. Primul pas, ca și idee, în mare, primul pas. Omul trebuie să-și tragă atenția din abstract în prezent, ca să nu mai trăiască aberațiile abstractului. Trecut, viitor, proiecții, frustrări, fricii din trecut către viitor. Bun, al doilea pas. Când rămâne total cu atenția în prezent și nu mai poate părăsi prezentul, atunci trebuie să-l vadă pe cel ce vede că vede prezentul. 3. După ce îl vede pe ăsta, apare o stare de martor. Fac o filmare. Bun, bun. 3. Deci după ce îl vezi pe observator, apare o stare de martor, care așa aia la rândul ei trebuie să fie observată non-stop. Deci tu, când ești în stare de martor, nu mai ai treabă cu prezentul. Fuck the present. După ce urmărești starea de martor, la fel, non-stop, ca și pe cea de observator dinainte, ușor, ușor înveți mecanismul minte ca să stea gol-goluț, fără gram de gând în cap, fără absolut. Aici, când și în câțiva ani buni, ajungi să ai o conștiință goală de conținut, bă, fraților, nu este spiritual. În momentul în care mecanismul minte a fost învățat să fie fără gânduri, înainte era învățat cu gânduri, acum fără gânduri, tot ceea ce îți iese pe gură e al manifestului, al conștiinței, corect, nu al adevărului. Orice vorbesc acum, orice scot acum pe gură, e al conștiinței, nu al adevărului. Conștiinței însemnând manifest, nu vid, nu dincolo de intelect. Bă, nu. Poți să spui dincolo de minte, de eul mental, corect. Dar conștiința vorbește prin tine. Conștiința însemnând manifestul, cea care are grijă de oameni, de soare, de cosmos, de tot. Bun. Apoi mai vine încă un obstacol. Obstacolul dorințelor lumești. Dacă încă te mai agăți de astea, chiar și dacă n-ai gânduri, să vezi că o să fie, să te agăți. Apoi, te debarasezi de lumea asta și trăiești ceea ce nu este lumesc. Se poate spune niciun cuvânt despre aceasta. Ăsta este adevărul. Chiar mă uitam pe clipurile de aseară și vedeam că se credea că prezentul este adevărul. Bă, fraților, nu. Prezentul este la fel de mental ca și trecutul și viitorul. Dar prin asta putem să-l scoatem pe om din abstract ca să trăiască măcar în prezentul mental frumos, pur, adică să trăiască cât de cât viața asta. Corect. Spiritualitatea începe doar în momentul în care nu mai aparții acestei lumi. Dacă nu, ia uși ce vă ia.